Cătălin Botezatu, un nou control după operația la inimă. Ce i-au interzis medicii designerului, din păcate? Cătălin Botezatu a avut de traversat o perioadă grea, iar designerul a fost operat la inimă. Intervenția a fost una destul de dificilă, iar acum creatorul de modă s-a întors în Turcia la un nou control. În urma analizei medicii au interzis acestuia mai multe lucruri. Cătălin Botezatu a suferit o intervenție dificilă la inimă, însă aceasta nu a fost singura operație grea pe care designerului a trebuit să o facă în ultimii doi ani. El a avut de traversat momente cumplite și a avut momente în care a crezut că va muri. Acum el a mers la un nou control în Turcia după intervenția la inimă și spune că se simte bine, însă a avut parte de o serie de analize și investigații foarte amănunțite care l-au emoționat de-a dreptul inima e ok, am avut pentru prima ocazia să văd 14 medici unde am văzut cum aceștia m-au controlat pe rând timp de 3 zile, după care au stat la o masă rotundă și au proiectat pe un ecran imens, fiecare dându-și cu părerea, dându-mi un verdict medical comun și o medicamentatie comună. Am fost extrem de emoționant când îi vedeam, le puneam și întrebări și am primit răspunsuri care mă interesau. Trebuie să vă controlați permanent, să vă faceți controle permanente. Nu știi niciodată dacă ești bolnav sau nu, a spus Cătălin Botezatul la Antena Stars. Pentru că operația a fost una complicată, medicii au dat și un regim creatorului de modă, iar printre lucrurile care i-au fost interzise se numără carnea de vită, dar și alți factori precum stresul puternic, efortul, dar și felul în care tușește sau strănută. Din păcate, da, nu am voie să mănânc carne roșie, vită, adio, trebuie să mănânc mai multe legume, fructe, foarte multe lichide, în urma acelei operații se pot afecta rinichii, deci trebuie multă hidratare, să fiu atent la stres, dar e cam imposibil, dar și la efort, adică să nu tușim foarte puternic, să nu strănutăm, a mai spus el. Creatorul de modă a mai precizat că în toți acești doi ani grei și-a dat seama că nu trebuie să mai pună orice la suflet și să aibă mai multă grijă de el, deoarece ori când viața se poate termina brusc. În ultimii doi ani am început să devin ușor mai nesimțit, să nu mai pun atât la suflet, să merg înainte cum știu eu. Eu sunt cel mai important, voi sunteți cei mai importanți, fiți ușor egoiști, a mai spus creatorul de modă.